trecem mai departe la chestiune. La lista lui Iorcan. Păi da, continuăm, așa am promis, da? Lista lui Iorcan. Avem un personaj foarte interesant și, uite, e din altă tabără politică decât unii de până acum. De altfel, am dat, ca să facem un remember, am dat din toate taberele politice, astăzi cel puțin. Am dat și de la UNPR, am dat și de la PSD, am dat și dintre cei care susțin PNL-ul, în trecut au susținut PSD-ul. Deci am dat din toate taberele politice, n-am iertat pe nimeni, că pe mine mă interesează să-i știe lumea. Poate unii au mai auzit despre ei, n-au făcut neapărat legăturile și uite, promit că cineva mi-a dat sugestia asta pe Facebook, că la final o să aducem flipchart-ul și facem și legăturile dintre ei. Ca să vezi ce legate sunt aceste fantome ale securității, aparent din tabere politice astăzi diferite sau ideologice, dar care în trecutul lor au colaborat toți în aceeași structură și înainte și după Revoluție. Haideți să vedem personajul de astăzi. Deci domnul Teodor Stolojan, actualmente europarlamentar PNL, a fost, toate indiciile ne arată, avem și niște mărturii, o să le arătăm imediat, a fost colaborator, dar cu un rang foarte înalt al securității comuniste, mai precis al Centrului de Informații Externe, o să vă explic imediat de ce. Haideți să vedem cine a fost Teodor Stolojan. A terminat în 1966 Academia de Studii Economice, a fost pentru 3 ani economist la o întreprindere frigotehnică a București, după care a fost un an la grupul de întreprinderi și utilaje și construcții, după care din 70 a fost practic preluat de sistem. A fost pe rând economist în Ministerul Industriei Alimentare, apoi economist timp de 7 ani în Ministerul Finanțelor. În 78, e interesant, în perioada asta, a devenit membru al unui institut internațional de politici publice cu sediu în Saarbrücken, Germania. Între 79 și 89 a lucrat în Ministerul Finanțelor, pe rând, așa, 79-82 șef de serviciu în Ministerul Finanțelor. În 82 a plecat la un seminar de finanțe publice organizat de Fondul Monetar Internațional. Între 82 și 86 a fost director adjunct al Departamentului de Relații Valutare și Financiare Internaționale. Între 86 și 88 a fost director al Departamentului de Relații Valutare și Financiare Internaționale. Iar în ultimii 2 ani înainte de Revoluție, în 88-89, a fost inspector general în Departamentul Venituri de Stat. Cu puțin timp înainte de Revoluție, a fost numit ministru adjunct al finanțelor în guvernul comunist, era adjunctul lui Pățan. După Revoluție a fost ministru al finanțelor 90-91, prim-ministru între 1991 și 1992, președintele Agenției Naționale pentru Privatizare, economist la Banca Mondială, consilier la mai multe societăți comerciale între 99 și 2002. Din 2004 până în 2007 a fost consilier pe probleme economice al președintelui României, iar din 2007 și în prezent este europarlamentar în prezent din partea Partidului Național Liberal. Există mărturii și acuzații de-a lungul vremii care au venit, inclusiv de la fostul președinte Emil Constantinescu, că Teodor Stolojan a colaborat cu securitatea. Cea mai precisă acuzație vine de la istoricul Marius Oprea. Haideți să vedem ce spune Marius Oprea. Este un interviu din România Liberă din noiembrie 2010, în care Marius Oprea spune așa: nu cunoaștem situația ofițerilor acoperiți, nu știm exact de pildă situația lui Stolojan. De pildă, Teodor Stolojan lucra și pentru securitate, câtă vreme era contabilul conturilor de aport valutar special, AVS, pe scurt conturile lui Ceaușescu, rezultate din vânzarea sașilor evreilor, plus afacerile intermediate prin Crescent al lui Voiculescu și alte firme de la IC Dunărea. Toți acești bani veneau la AVS, iar Stolojan le ținea contabilitatea, ceea ce presupune o strânsă legătură cu securitatea, chiar dacă aceștia îl numeau personal militar civil, PMC. Erau în jur de 2000-3000 de astfel de PMC-iști, iar Teodor Stolojan este unul dintre ei, însă dosarele lor nu au fost scoase la iveală. Asta spunea Marius Oprea referindu-se la dosarele care au ajuns la CNSAS. N-a ajuns al lui Teodor Stolojan, cum n-au ajuns multe altele ale unor oameni care au avut, după cum am arătat, legături cu securitatea. Emil Constantinescu, fostul președinte al României, spunea și el la un moment dat că Teodor Stolojan avea chiar acces direct la Nicolae Ceaușescu, un lucru care apare și în alte documente ale
ale serviciilor de informații de după 1989 și avem o notă, da, avizată, asta a fost publicată de Miliția Spirituală și grupul de investigații politice la vremea respectivă. Asta este un export de 150.000 de butelii. Pare, mă rog, ilar. Ăsta era un export făcut de IC Dunărea. Toate exporturile se făceau prin această întreprindere de comerț exterior, care avea indicativ de unitate militară a securității. Atenție, IC Dunărea nu era o instituție civilă, era o unitate militară, 103, cred. Da? Și o notă privind exportul a 150.000 de bucăți butelii de aragaz, capacitate în Liban. Și la final, pe ultima parte a documentului, pe ultima filă, jos este Ministerul Finanțelor avizând favorabil Direcția Valutară și e semnătura inconfundabilă a lui Teodor Stolojan, o semnătură practic de aviz dată unei unități, repet, a securității. IC Dunărea era o întreprindere a securității. Ăsta a fost un moment în care Teodor Stolojan a fost iarăși acuzat de relații cu securitatea. Nu s-a lămurit nici până acum în ce calitate dădea aceste vize unei instituții militarizate securității. Și este apoi celebru raport al unui serviciu secret, dar care a fost în cadrul unui dosar al DICOT, care investiga conturile securității, celebrele conturi ale lui Ceaușescu, și este un fragment care se referă la Teodor Stolojan și relațiile lui cu Dan Voiculescu. Haideți să vedem primul fragment. Între cei doi, Dan Voiculescu și Teodor Stolojan, se stabilesc relații de serviciu din 1982, când Teodor Stolojan este numit director la Departamentul Relații Valutare și Financiare Internaționale. În această calitate, Teodor Stolojan urmărea din partea Ministerului de Finanțe operațiunile de aport valutar special. În multe cazuri, Teodor Stolojan era chemat la Nicolae Ceaușescu și îi raporta direct situația operațiunilor AVS, primind ordine nemijlocit de la Nicolae Ceaușescu pentru a opera cu conturile alimentate prin AVS. Practic, ni se spune că șeful direct al lui Stolojan în chestiunea aportului de valutar special era direct Nicolae Ceaușescu. Nu mai trecea nici pe la Ministrul de Finanțe. Teodor Stolojan era singurul funcționar din Ministerul de Finanțe care cunoștea situația completă a tuturor conturilor valutare din BRC, dar și a operațiunilor făcute în aceste conturi. În această calitate, Teodor Stolojan era una din persoanele care cunoșteau în profunzime natura activității crescent în România, cât și situația contabilă a operațiunilor de export realizate de această firmă. E vorba, evident, de firma lui Dan Voiculescu. El însuși, cum îți dovedit ca informator. Cu chestia asta, domnul Stolojan, totuși a stat în funcții publice foarte mulți ani, sau tocmai datorită acestei chestii? Să mai dăm un fragment și îți răspund imediat la întrebare. După 1990, în calitate de secretar de stat, repet, ăsta e un raport oficial al statului român, ministrul de finanțe și prim-ministru Teodor Stolojan a blocat sistematic orice apropiere a diverselor comisii de anchetă de date și informații care să le permită să identifice situația reală a firmei crescent. Practic, Teodor Stolojan, ca ministru al finanțelor și ca prim-ministru, a blocat accesul organelor statului la conturile securității, celebrele conturi așa numite ale lui Ceaușescu, în care se aflau banii securității, da, ai poporului român, ai statului român, de fapt, și care au ajuns în buzunarele unora ca Dan Voiculescu. Bă, stai, repet, o notă oficială a unei instituții a statului român. Păi îmi explic în următorul fel, Cătălin Striblea. La CNSAS a ajuns doar un dosar de urmărit al lui Teodor Stolojan, pe care Teodor Stolojan nu l-a consultat la cerere, cum era cazul. A spus că nu-l interesează cine l-a turnat la securitate. Ca și în cazul multor altor persoane, prima dată se făcea un dosar de urmărit. Și erai prins cu ceva. Nu știu, ai spus un banc cu Ceaușescu, ai schimbat valută, ai scris unui străin. După ce te agățau cu lucrul ăsta, asta era metoda, te agățau cu un lucru de genul ăsta, te șantajau și dacă picai, da, te luau și te transformau în colaborator întâi. După ce colaborai, dădeai niște note despre diverse lucruri, despre colegii de serviciu, despre operațiunile valutare, iată. După ce colaborai, dacă erai considerat bun în materie de informații, te transformau în ofițer. Ăsta era traseul oamenilor care au lucrat ca acoperiți în securitate. Și tu ce zici? De ce n-avem dosarul lui Stolojan? De ce n-avem dosarul lui Muguri Sărescu? De ce n-avem dosarul lui Ilie Sârbu? Păi știi de ce nu-l avem? Pentru că dosarul lui Ilie Sârbu s-a ars în 22 decembrie 89, pentru că multe alte microfilme și baze informatizate au fost păstrate la SIE și la SRI. Sunt aproape 100.000 de dosare operative. Tu zici că unul dintre servicii păstrează ca să ce? Sunt aproape 100.000 de dosare informative care nu se află la CNSAS. Da, dosare operative, repet, deci nu sunt pe persoane, sunt pe operațiuni,
care nu se află la CINESAS și care sunt ținute pe motiv de siguranță națională. Dacă te uiți la evoluția lui Teodor Stolojan, îți dai seama care e siguranța națională. Un om care la un an după căderea regimului comunist, din fost ministru adjunct de finanțe, ajunge premierul României. Asta e evoluția. Da. Păi avem să-i reproșăm Da, vreau să mai spun un lucru, îmi cer scuze, înainte să-i las pe invitat să comenteze. Acuzațiile astea, repet, mai spun o dată, spun în fiecare emisiune, nu n-am inventat eu gaura la covrig, le-au mai făcut și alții. Le-a făcut Emil Constantinescu, care a spus într-un interviu chiar aici la B1 TV mai de mult, a spus că Teodor Stolojan era chiar mai mult decât Lolec și Bolec. Știți că Emil Constantinescu a spus că securitatea folosea totdeauna un om în oglindă care îl controla pe celălalt. E mai mult decât asta, a fost un superior în securitate, a lăsat de înțeles. Iar Liviu Turcu, întrebat de Robert Turcescu la o emisiune la Realitate TV în anul 2007, a spus cu subiect și predicat, nu se înșeală cine spune că Teodor Stolojan a lucrat pentru securitate. Liviu Turcu fiind un fost șef al spionajului comunist, da? Să ne înțelegem, nu era vreun plutonier major. Bun, îi reproșăm ceva că omul e un profesionist din punctul meu de vedere, e admirat de toată lumea, domnul Teodorescu. Știți cum e? Acum, trebuie neapărat văzut în ce măsură toate lucrurile astea despre care vorbește domnul Orcan sunt reale. Unele par cât se poate de reale și e clar că ăsta, Stolojan, a făcut parte din sistem și că a avut a face cu securitatea la greu. Când ai de-a face cu banii unei instituții, n-ai de-a face cu ea în calitate de cântăreț, de poeme, de astea, de tip, știu eu, securistul cel bun și ăla care ne apără și ne face și ne drege. Aici e vorba de o relație profundă și îndrăznesc să vă spun că în perioada din anii 90, atunci când Petre Mihai Băcanu spunea în ziarul România Liberă despre Voiculescu, Dan, că e securist, Dan Voiculescu i-a câștigat un proces și trebuia să ia, nu știu, 180.000 de dolari. Era o sumă uriașă atunci, o avere. Așa. Și după aia se află că, într-adevăr, Dan Voiculescu a fost și a avut vreo trei pseudonime, dacă nu mă înșel, între care și ăla de Felix. Gândiți-vă acum că toți cei care aveau interesul să nu se afle și despre ei în perioada aia ce au făcut și ce au dres, au făcut zid în fața lui Dan Voiculescu. Unii dintre ei erau în partide de tip FSN, alții se duseseră la PRM, fost general din ăștia de securitate care stăteau bine mersi la PRM acolo și ajunseseră și în Parlament și în loc să-i vezi pe ăștia din Parlament că zic, bă, dar ce să caute ăștia acolo? Erau cât se poate de amicali cu dal de merce și dal de cine dracu, mai era pe vremea aia acolo. Ori din punctul ăsta de vedere, cine își face iluzii că după 90 ăștia n-au stat împreună exact ca o haită ca să se apere unii pe alții, ori e naiv, ori e dintre ei. Da, haideți mai o chestie, o clipă, mai o chestie. Marea nenorocire e că ăștia s-au apucat apoi de afaceri în privat, afaceri mari cu statul, afaceri de pe urma cărora statul român a fost bubuit și jefuit fără niciun fel de problemă. Eu am tot scris chestia asta și pot să vă spun acum că ce am scris eu e nimica toată, e, cum să zic eu, o poșghiță de cremă față de minunile, porcăriile uriașe care s-au întâmplat și despre care un distins ambasador de-al nostru, care între timp a murit, zice, bă, dar și ăștia trebuie să facă ceva și trebuie neapărat să bagă afaceri cu statul, l-am întrebat. Zice, păi fac și afaceri. Dar neapărat cu statul, că la asta erau specialiști. Că îi auzi pe câte unii, dom'le, dar ce inteligenți erau. Orice bu' e inteligent atunci când știe pe ce buton să apese, că asta erau învățați de când au intrat în securitate. Și apropo de aia cu șantajul, era coadă la securitate, dom'le, la informatori. Erau și erau verificați înainte. Domnul Teodorescu, am un mesaj... am un mesaj înainte să facem un reminder la lista fantomelor securității. Am un mesaj de la un fost ofițer SRI care îmi scrie chiar acum în direct, uitându-se la emisiune. Când era consilier la Tofan Group, Teodor Stolojan
a ajutat la privatizarea oneroasă a societății comerciale Victoria S.A. din Prahova. Despre ce vorbim? O firmă de producere a anvelopelor. I-am făcut dosar informativ, îmi scrie fostul ofițer SRI, care trebuia să transforme într-un dosar penal când lucra în cadrul SRI, dar a fost mușamalizat de conducerea SRI. Deci,